Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bun venit pe la noi! Bine v-am găsit! De unde veniți? Cine sunteți? Eu mă numesc Ana Maria Ichim și vin din Petrila, județ Hunedoara. Mă bucur să te cunosc, Ana Maria. Și ei trei sunt copiii mei. Toți trei, da? Da. Aș fi zis că sunteți colegi la școală mai degrabă. Am 36 de ani, m-am căsătorit la 19 ani, am rămas foarte repede însărcinată. Ce este cu coronițele care sunt foarte frumoase? Mie îmi plac foarte mult accesoriile și în mod deosebit pietrele să lucească. Da. Aveți mai multe? Da, am foarte multe. La Chefi la Cuțite m-a înscris băiatul meu. Urmăresc foarte mult emisiunea. Eu gătesc în mod deosebit, prăjituresc mai mult. Sunt cofetar de meserie. Astăzi voi prepara amandină. Deserturile au fost dintotdeauna un hobby și la noi în familie se mănâncă foarte multă prăjitură. Și așa m-am apucat de școala de cofetar la Institutul Escofier cu gândul ca să-mi deschid propria mea afacere, dar încă n-am reușit. Sper că voi reuși dacă voi câștiga la șef. Parcă mi-e teamă. Eu sunt mai mult cofetar, nu bucătar. Șef la Cuțite e mai mult o emisiune pe bucătărie axată, nu pe cofetărie. Sper să iau toate trei cuțitele, să nu mă fac de rușine și să nu-mi dezamăgesc copiii. Nu știu la ce să mă aștept, chiar nu știu. Am emoții din toate punctele de vedere. Sunt foarte mulțumită de cum mi-a ieșit. Sper să fie și pe placul șefilor. Ascultați-mă, băi, fac bani după ce vreți voi, în spatele ușilor. Este o femeie și este un desert. Ce desert? O ciocolată, iar nu mai vreau ciocolată. Iar cu amandină. Nu mai vreau ciocolată. Asta arată mai amandină decât ai avut toți. Hai, șef, nu mă dezamăge. Vezi că e cu aur, să nu dați cu aurul în aer. Eu nu vă dau aur aici. Are, slipește. Mă, să nu vezi aurul. Ia cu ciocolată, Florin. E cremă pe bază de unt. O foaie americană, unt și zahăr. Nu, chiar e în zona de amandină. Apare amandină, mă. Da. Are trei cofetării în oraș. Nu am niciuna încă. Oare cine a gătit? Bărbat. Pastry chef owner. Hai să votăm. Hai să votăm. Amandina. Mana, mana. Paptirip. Mana, mana. Paptirip. Clar, nu iau niciun cuțit. A reușit să o siropeze. O, Doamne, domnișoară, fată. Bună seara, fără frică, nu mușcăm. Bună seara. Cum mă numiți? Mă numesc Ana Maria Ichim, vin din Petrila, județ Hunedoara și chiar sunt o iubitoare de ciocolată. De ce sunteți așa speriată? Că nu... am văzut că nu ați prea gustat desertul. Încet să nu ne audă nimeni. Acolo, la bancuri, ce se gătea în jurul? Tot dulciuri. Tot dulciuri, nu? Bă, tu n-auzi că nu s-a oprit mixerul ăla deloc azi toată ziua? Tot funcționează. Ne povestiți și nouă despre dumneavoastră, cine sunteți, de unde... Da. Care e viața dumneavoastră? Am 36 de ani și am 3 copii. Frumoși, aici, lângă mine. Doamne ajută! Și de meserie sunt cofetar. În Petrila. Aș dori să-mi deschid propria mea cofetărie, dar cu produse de nișă total diferite, adică entrementuri și... Ce sale, doamnă? Entrementuri, da, le mici. Entrementuri, da. Monoporții. Din totdeauna ați fost cofetăreasă sau ați mai făcut? Nu. Sunt inginer în construcții de mașini. Wow. Am terminat facultate și master, dar nu am mers din cauza că trebuia să mă mut din localitate și asta presupunea să-mi schimb... și nu v-ați mutat deloc din localitate? N-ați plecat de acasă? M-am căsătorit de tânără și n-am putut să-mi urmez visul meu de a deveni chimist. Chimist? Dar, da. Am fost olimpică la chimie, fizică. Mi-au plăcut științele exacte, matematica, fizica, chimia. Am făcut, din păcate, doar primul an, pentru că în timpul acesta vorbeam cu actualul meu soț și mi-a zis că să ne căsătorim, că voi continua facultatea după aceea și m-a păcălit, practic. Și facultatea este în Timișoara, unde am făcut-o și trebuia să mă mut. Păi și soțul era din Timișoara? Nu, soțul e din Petrila. Și unde stăm actualmente. Că nu vrea să se mute de acolo, n-auzi? Îi place în Petrila? Nu, a vrut să se mute. Și cu soțul cum vă împăcați vis-a-vis de situația asta? Soțul nu știe că sunt aici. Nu cred! Mama. De cum așa? Cum nu știe? El este plecat din țară, lucrează în Elveția, în construcții. Okay. Și am adus așa vorba despre emisiunea Chefi la cuțite și mi-a zis, a, păi de ce să te duci acolo, că te faci de rușine. Oh, și asta m-a ambiționat mai mult. Bă, bune, wow. Tare! Am și o întrebare, că nu vreau să vă supărați pe mine, nu știu. Cam cât de mare e Petrila asta? E micuță. 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 de locuitori, cât sunt? 22.000. 22.000. Și câți vor mânca prăjituri? Dar bine mă-ți de seama, Ana are și ea 2-3 verișori, un frate, o soră, ceva acolo și... Am 14 frați. 14 frați? Da, toți? Suntem 14 frați. Toți în Petrila? Nu, sunt plecați. Da, au familii în Petrila, tot, majoritatea? Da. Păi faceți-vă, domne, cofetărie doar pentru ei. Stați așa, că acum mi-am dat eu seama. Ați avut atât de mulți frați, că de-aia vreți să faceți cofetărie acum, că nu prindeați nicio prăjitură când erați mică, nu? Nu, eu le făceam pe majoritate. Am zis că nu mai vreau să fac prăjituri, dar... Vă înțelegeți bine între voi, frații? Foarte bine. Majoritatea care sunt căsătoriți sunt plecați din țară. Dar am doi în Germania, vreo 7 în Elveția. 7? Wow. Da. Păi și soțul, ce părere o să aibă când o să vadă că ai fost la noi? Va trebui să-i spun, sper să nu mă certe așa tare. Amandină? Amandină? Da. Una din prăjiturile noastre preferate este amandina. Și ea e mult mai siropată, este pătrată, este mult mai bine gătită. Mult amandina. Amandina și savarina. Iar eu știu că amandina pe lângă, pe deasupra, o prea are cacao. Amandina mi-e place în siropată. Și e pătrată. Asta e. N-a fost să fiu. Oh. Foarte gustos! Felicitări! Eu abia aștept ce o să-i spune soțului. Ia uite aici, 3 am luat! Este foarte super. Gustoasă și este însiropată. Eu vă spun că este unul dintre cele mai reușite deserturi. Mulțumesc mult! Bravo! Felicitări! Mulțumesc! Încercați și cu cafea. O poză pentru copilașii mei? Nu știu dacă putem să facem poze, doamne. Nu cred că puteți, n-aveți voie de la soț. Lumea, putem să facem poze. Acum mă șantajează. A fost un șoc extraordinar de mare. Mă bucur că am luat 3 cuțite. Încă nu realizez, dar sper să-mi revin cât mai curând. Eu parcă simt că plutesc în el. Și-a luat cuțitul! Bine! Ai, ce m-a speriat! Dulcea problemă. Șefi la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.